Salut! Un amic care e obsedat de anime-uri. Îl ezit desene animate pentru că, după părerea mea, e tot una. Bineînțeles că el, mare fan, răi după anime-uri, zice că nu e tot una. Care e, până la urmă, diferența dintre desene animate și, mai nou, celebră la anime-uri? What? Des nimic personal, băiete. Vreau să știi doar că am studiat arta manuirii katanei de când m-am născut. Și ca ce ai scris mi-a făcut sufletul meu întunecat să tipe de durere. Pregătește-te să mori, în numele iubirii mele, Sakura. Care pot să fac detaliu cu Papa Olux? Că tot n-am cu mult timp. Poco să te las. Doar să știi că nu fac asta pentru tine sau fanii tăi, și pentru bani. Oh my god. O să-mi iau niște rasenganuri în fund de la chestiile care o să le spun. Sau nu, dacă voi nu sunteți niște uiabu trigger și chiar vreți să mă ascultați. Salut, fraților! Olbox aici și acum vorbim despre o întrebare clasică. Sunt animeurile desene animate sau nu? Dar ce e la un desen animat? De cele mai multe ori oamenii se referă la desene animate ca desene, ceea ce e un fel de prescurtare a întregii chestii. Desen animat este gen cuvântul full, gen întreg cake-ul, nu doar o bucată din el. Aș putea să vă dau acum o definiție pe ecran, gen BOOM, Wikipedia, BAM. Dar un desen animat, te uiți la cuvinte și zici, ok, desen animat, BAM. E un desen care se mișcă, un desen animat în pula mea. Cum să mai descriu cuvântul ăsta? Ei bine, gândiți-vă în felul următor. Noi trebuie să confirmăm că animeurile sunt niște desene animate. Păi... Răspunsul scurt la întrebare, sunt animeurile desene animate? Da, sunt fucking desene animate. Ok, hai să ne uităm peste niște argumente care ar spune: Dar așa, Wallbox, cum să faci animeurile desene animate? Hurdur! Un argument pus este că animeurile se diferențiază de desene animate prin faptul că au mai multe lucruri din cultura japoneză în ele. Da, recunosc, nu o să vezi în alte desene animate kimono-ul și așa mai departe decât dacă o face buză de japonez sau pur și simplu desenul se află gen locația desenului, gen locul în care se desfășoară tot este Japonia sau ceva în genul. Dar da, fiind făcute în Japonia, animeurile au o influență mai mare de acolo, gen culturală și așa mai departe, și poți vedea asta în el. Însă, ce schimbă asta în faptul că n-ar fi niște desene animate? Ce schimbă asta prin faptul că ar fi animații? Și gândiți-vă în felul următor. Eu dau exemplul ăsta. Ai o mașină germană și în rest ai mașini din alte părți. Gen ai Dacia, ai nu știu ce mașini care vin din alte părți, așa mai departe. Tu îmi spui mie că mașina germană nu este o mașină numai prin faptul că a fost făcută în Germania și are influențe din ingineria germană. Adică Dacia și restul pot fi clasificate ca mașini, dar asta nu e o mașină, nu? Ce încerc să spun eu prin asta este că nu neapărat că animeurile sunt un desen animat, însă ce încerc eu să vă spun aici este că animeurile sunt un fel de desene animate, gen intră în categoria mare a desenelor animate. Gen, e incorrect pentru mine să spun că Family Guy și fucking Sword Art Online, n-au și un exemplu la random, deși urăsc Sword Art Online. E incorrect și corect în același timp să spun că ambele sunt desene animate. Deși e corect din faptul că da, ambele sunt desene animate, ce căcat. Pe de altă parte, unul face parte dintr-o categorie, altul face parte dintr-o categorie. Dar credeți-mă, eu categoric o să accept dacă cineva face asta un desen animat. Animeurile au chestii mult mai violente în ele, deci ca concluzie nu sunt desene animate. Oh boy, ce prostie e ea. Uitați scena asta din Rick și Morty, rapid. Mi-asum copyright-ul. You're gonna have to do me a real solid. When we get to customs, I'm gonna need you to take these seeds into the bathroom, and I'm gonna need you to put them way up inside your butthole, Morty. In my butt? Put them way up inside there, as far as they can fit. Deci, din câte ați văzut scena asta, Rick îl roagă pe Morty să-și bagă gestămânța pe prin cur. Ok, și voi spuneți că numai animeurile ar avea chestii mai mature. Argumentul animeurile ar avea chestii mai mature și prin asta nu sunt desene animate, este pur și simplu tâmpit. Au fost deja desene animate cu teme mai mature înainte, cu referințe la glume pentru adulți și așa mai departe. Adult jokes, cum le zice în engleză. Și asta pur și simplu încearcă să le diferențieze mult că sunt desene pentru băieți mari. Aș putea să vorbesc într-una despre argumente cum că animeurile n-ar fi desene animate și așa mai departe. Însă, hai să ne uităm la problema mai mare. De ce românii, în special comunitatea de otaku din România, că pe asta mă focusez, la englez, ce-i drept, ei zic că asta e faptul că sunt uiabu. Nu știți ce era uiabu? Ei bine, e o persoană care pur și simplu glorifică
cultura japonezilor, care o consideră superioară față de orice, până în punctul în care o să zică că e japonez, ca să se considere el mai mare, că are o cultură mult mai dezvoltată și așa mai departe, știți? Și a ajuns să recurgă la niște chestii foarte, să poarte perne cu gen wife-ul, adică crush-ul lor, adică pe scurt, fata din anime-ul care sunt îndrăgostit și să zică că e wife-ul meu, băieți. Nu zic că alții n-ar avea wife-uri, însă tipii ăștia o duc la extremă în pana mea. Și să ajungă să se costumeze în personaje de desene animate, adică anime-uri, deși arată fucking oribil, știți? Sunt niște chestii așa. Dar ideea e că la românii nu cred că asta e cauza. E imposibil, nu am văzut asemenea persoane. Da, am văzut niște chestii extreme cringe, dar n-am văzut să se ajungă până la weeaboo. Ok, comunitatea de oameni care se uită la anime-uri e de obicei în jur de 10-20, ok? Am mai văzut și până la 30. Ei bine, generația asta a crescut cu desene animate, știi, la TV. Ei, gândiți-vă în felul următor. Ce le spuneau părinții când intrau peste ei și mie mi-au spus? Doar te uiți la desene animate, copile, du-te și citești o carte, morți, mă! Hold it. Vedeți? Ziceau fix chestia asta. Acum, gândiți-vă în felul următor. Noi acum încercăm să le diferențiem de desene animate prin faptul că pune că nu, astea nu sunt desene animate la care se uită copiii mici. Vedeți care e ideea? Asta e și motivul pentru că noi mai toată viața noastră am fost condamnați cu faptul că le uităm la desene animate, pentru că părinții noștri la rândul nostru au fost condamnați cu faptul că citesc cărți. De-aia și pun, du-te și citești o carte, pentru că ei când eram mic le ziceau părinții, nu mai citi o carte, du-te și învață morții, mă, du-te și, nu știu, trage de plug în pula mea. Și acum am ajuns și noi să zicem chestia asta, că n-ar fi animeurile desene animate. Însă am de gând să fac un lucru chiar acum. Am de gând să demonstrez faptul că nu e nimic greșit de trebuie a uita la desene animate. Știu, săriți pe mine. Dar desene animate sunt pentru copii. Și ăsta e argumentul cel mai mare. Copiii uitându-se la desene animate automat asumă faptul că desene animate sunt făcute pentru copii neapărat. Și dați-mi voie să vă spun asta. Într-adevăr, un desen în care Schiușo elefanțelul Bobo trece peste numere și spune ăsta este numărul 1, ăsta este numărul 2, ar fi categoric numai pentru copii. Aici recunosc, n-am niciun argument împotrivă. Însă, mă refer la desenele ăstea și ăstea. Nu doar că ele, cum am spus și înainte, pot avea niște glume care fac referințe la lucruri care le-ar ști adulții și copiii, gen, își pleacă capul și de gen, ce înseamnă aia, dă-l încolo, să facă personajul ăsta lucru stupid și o să râd la asta, că nu înțeleg chestia asta. Dar adultul cu să uite la tine, a zis că îi suge sau ceva în genul. Dar în același timp, pot avea niște glume care, gen, toată lumea poate râde la ele. Și dacă eu acum zic un banc, că la care râde și un copil și un adult, înseamnă că bancurile sunt în special pentru copii sau ceva în genul. Nu înseamnă deloc asta. Înseamnă pur și simplu faptul că desenele pot avea niște lucruri care pot să le placă la toată lumea, știți? Și revenind la tema animeurilor, poate vă plac anumite categorii de desene animate pentru faptul că vă place stilul lor sau personajele sau locația și așa mai departe. Poate sunteți pasionați de stilul ăsta cu inspirație japoneză și nu sunteți uiabu. Și pur și simplu vă uitați la animeuri, dar nu vă uitați la desene animate cu un stil care nu e japonez. Cum ar fi Family Guy, cum ar fi Simpsons și așa mai departe. Pot avea o anumită acțiune, pot avea o anumită poveste și așa mai departe. Se aplică pentru absolut orice formă de animație, orice formă de entertainment și așa mai departe. Și sincer, e o problemă pe care noi românii o avem pentru faptul că noi nu am avansat așa de rapid ca americanii, germanii și așa mai departe, încât să putem avea discuții intelectuale legate de chestia asta. Pentru că, sincer, nu asta e grija noastră în momentan, să arătăm lumii că anime-urile nu sunt desene animate, pentru că noi avem probleme mult mai mari, ar fi faptul că economia noastră e praf și că avem niște hoți la putere și așa mai departe. Și dacă noi nu rezolvăm problemele astea, nu o să ajungem să ne dezvoltăm în general celelalte medii. Și am de gând să vorbesc despre mediile astea în care noi nu ne putem dezvolta prin faptul că pur și simplu suntem trași de problemele care țara noastră le are deja. Și unul dintre ele, de câte ați văzut, e asta, că luăm anumite lucruri de la străini și pur și simplu le considerăm ciudate prin purul fapt că la noi n-au mai apărut, știi, că sunt noi și așa mai departe. Prin care se numără și animeurile. Și sincer, dacă aveți vreo persoană care vă spune că bă, ce sunt astea? Astea sunt desene animate în pula mea la rută și toate astea sunt desene animate. Dacă aveți asemenea persoane, pur și simplu nu săriți peste ele și ziceți, nu mă, n-are cum să fii desene animate, ce tot spui, bă?
Duceți și explicați. Da, sunt desene animate, hai să nu mănânc căcat, uite-te la el. Dar ce e așa de rol să mă uit la desene animate? Pot fi chestii care le plac ce la toată lumea, în pula mea. Și cam asta a fost tot videoclipul ăsta. Alte argumente, sincer, nu mai am de dat. E ok să te uiți la anime-uri, e ok să te uiți la desene animate. Pur și simplu, orice vârstă ai avea. Pentru că copiii deja s-au maturizat destul de mult decât să se uite la chestii care se înjură, e violență și așa mai departe. Deci copiii deja știind să înjure, știind ce înseamnă înjurăturile de la o vârstă foarte fragedă. Și poate cine știe, poate au avut noroc să dea niște părinți ok care le-a explicat și le-a spus, bă, nu e nimic rău cu înjurăturile, numai nu fii prost, că atunci ai problema ta, știi? Și în rest, nu ai cum să bagi argumentul ăsta, știți, cum că copiii n-ar putea să se uite la astea violente. Au voie să se uite. Voi părinții care vă luați de copii că se uite la desene animate și că ar fi violente, ce faceți, bă, cu viața voastră, cu copiii, cu jocuri violente și așa mai departe? Lăsați-l. Am avut o discuție cu el că, da, mă, copil, există și violență pe lumea asta și e complet ok. Și câte se vorba de persoane mature care se uite la chestii pentru copii mici, lăsați-l în pace. Nu e, cum am zis, ar fi o problemă dacă s-au uitat la un desen în care îi învați cum să numere pe copii sau ceva în genul. Gen, lumea lui Mickey Mouse sau cum naibii zicea la chestia aia. Dar dacă se uită la un desen în care, mă, pot și eu să râd, poți și tu să râzi, poți apreciem ceva toate persoanele și așa mai departe. Gen, hell, cumnatul meu s-a uitat la DuckTales în pula mea. Atunci este complet ok. Și dacă cumva vrei până și acum să încerci să-mi spui că animeurile nu sunt desene animate și să încerci să-mi demonstrezi, având în vedere că anime din japoneză e o prescurtare de la cuvântul animation și mai nou a fost preluat de cultura otaku, pentru că n-au cuvânt mai scurt și nu e folosit în industrie și așa mai departe cuvântul animation și de lume folosit cuvântul anime. Deci dacă până și acum vrei să-mi spui că, bă, nu sunt animeurile desene animate, te rog, spune în comentarii, chiar vreau să văd, pentru că tu, până și tu care până și acum ești dems și încerci să-mi spui că nu sunt desene animate, ești mult mai mult decât persoanele care au văzut cu videoclipul și imediat au dat dislike. Sau persoanele care în secunda asta poate mă înjură în comentarii că am zis că animeurile ar fi desene animate. Cam asta e tot, fraților. Sper că v-a plăcut videoclipul. Vreau să mai pun vara asta mai multe detalii cu Papa Oldbox-uri. Chiar îmi place să vorbesc de anumite teme și așa mai departe. Și am o temă foarte, foarte full energy, așa, despre care vreau să vorbesc cu voi. Tot legată de așa chestii care nu sunt acceptate de români. Unii dintre voi s-ar putea să știți care e. Ne vedem data viitoare. Holy asshole!